Salutare, am bun și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Sump pe OG Times de această dată. Bă, am zis ca să fac și eu un job, că n-am mai făcut de mult. Și da, acum o să fac și o metodă bună prin care puteți face banii la tracker. Bine, pentru această metodă vă trebuie skill 3 plus la tracker. Și o să vă arăt acum și de ce, pentru că este o cursă ilegală și îți trebuie peste... Așa, și uitați, luați... Haide, să plece. SF Airport Bay. Și după o dată ajungi acolo pe aeroportul din SF, după aceea luați... luați SF Forest Valley. Mă rog, o să vă arăt eu mai multe când ajungem acolo. Da, dacă n-aveți skill 3, luați cursa... Când ajungeți la primul checkpoint acolo, când n-aveți remorcă, luați cursa LS Montgomery. Iar apoi luați cursa LV County și faceți așa ruta. Da, este destul de plictisitoare, dar așa faceți skill foarte repede. Și așa faceți skill 3 și după luați cursa asta unde faceți foarte mulți bani. De exemplu, o să vedeți acum cât o să fac eu. Mă rog, eu de obicei când nu filmez, sar așa frumos, exact pe aici, prin abda mea, acum că pierd remorca. Și o luăm așa. Voi nu săriți dacă nu sunteți experți, să zic așa. Uite pe toți fraierii, mă, frate! Așa, o luați... o luați frumos pe aici. Oricum, odată ajungi și acolo pe aeroport, adică uitați acolo, trebuie să ajungeți voi. După ce ajungeți acolo, după aceea o să faceți foarte repede cursa asta, adică niciun... O să vedeți că eu o să ajung mult prea repede și nu o să mi se ducă trailerul și o să mai trebuiască să mai aștept, nu știu, 2, 3, 4, 5 secunde acolo, depinde când am ajuns. Uitați, foarte multă lume face această cursă pentru că faci foarte mulți bani. Bine, și economia serverului este foarte ridicată pe OG Times, dar na, am zis că o să se deschidă OG Times 2, iar economia o să fie mult mai mică, adică o să lucreze băieții foarte bine la economie. Și o să fie mai mică și cine vrea să joace pe server cu economie mare, joacă pe OG Times 1 și pe... Uitați cât am luat, 226 de K. Și cine vrea să joace pe server cu economie mai mică... joacă pe OG Times 2. Bine, eu am și skill, am și skill 6 la tracker în momentul ăsta. Mi-am skill 6 la fish și vreau ca să fac skill 6 și la arms dealer. Pentru că, de ce nu? Aoleu. Pot să trec. Stai așa că... Ai, cam încurcat. Ăla-i, mă. Știam eu că trebuie să dispare și de asta. Și uitați, acum nu știu dacă o să ajung mai repede decât atunci decât ajung eu normal pentru că a luat foc ăla și a trebuit să mai aștept acolo. Dar oricum, uitați, o luăm frumos pe aici. Urcăm aici. Uitați cât de aproape este această rută, adică este foarte aproape, da. Da, uitați și 194 de capa. Și faceți așa foarte, foarte, foarte mult. Uite, o să vă mai arăt eu de câteva ori. Și așa faci foarte, foarte ușor banii. Eu în felul ăsta am reușit să strâng bani pentru NRG. Din NRG am făcut niște afaceri, mă rog, multe afaceri. Din NRG mi-am luat un Bullet X2, l-am vândut mai scump, după aia și mi-am luat un NRG X1, l-am vândut și pe la mai scump, după mi-am luat un NRG X2, adică am dat NRG-ul la X1 și diferență pe un X2, mă rog. Am făcut niște combinații și până la urmă mi-am luat un RG și un bullet. Numai că astea n-au hidden. Na, trebuie să fac eu cumva să le găsesc hidden. Am văzut ceva, că a rămas cineva blocat. Nu? Mi s-a părut că a rămas cineva blocat, nu știu. Ia. Așa. Ia să vedem acum cât luăm. Cât o să luăm pe cursa asta, cât, hai să iasă și el să nu-l lovim, așa, și 177, mă rog, nu vă dăm mai puțin de 150, asta să știți, așa, s-a dus el mai în față, așa, SF Forest Valley, o luăm și am plecat, mi-o pune în spate? Nu mi-a pus în spate,
O, mă, ce aia e Parkinson. Ce dracu e? Așa. O să vă mai are curs asta și nu știu. Bă, a vrut unul să-mi dea un palat, și că, mă rog, nu era nici palat ca să ia. Aici, un SF, ID-ul 464, dacă vreți să vă ce să vă uitați, pe un RG. Bă, m-am dus, l-am verificat, nu știu ce. Și bă, acolo avea și prețul 150 de cacao, mă, adică nici nu știa să dea țepe. Uitați despre ce vorbeam eu atunci, că o să ajung prea repede. Cum ajung acum? Ia uitați. Vedeți? Mă rog. Fac așa de câteva ori și nu o să mai fie așa. Eu, după cum am spus, așa am făcut bani de NRG și da, poate fi plictisitor, dar oricum dacă mai ești cu cineva sau na, dacă nu mai dai frumos de aici la option la audio, bagi pe radio puțin, acolo dai la 1, asculti ceva, o manea ceva, dai pe taraf. Dar na. Oricum. Da, vă aștept și în clan. Hai să vă arăt. Ia, pot să dau members. Nu. No. Clan. Nu. Haide, mă, de ce nu merge? Vă aștept și în clan. Eu am rang 5 din câte știu. Da, uitați, am rang 5. Vă aștept aici în clan. Ia, pot să dau 5 invite. Na, nu pot de la rang 6 o să pun. Mă rog, vă aștept aici în clan. Clanul se numește The Massive Boys și are așa, punct mr sau mr punct. Mă rog, mi-am pus mr că sună mai șmecher, Mr. Adi Ohachi, așa. Păi duc și eu containerul ăsta, livrez marfa și o să închid aici episodul. Da, am uitat să vă spun de giveaway. Aveți linkul în descriere de la episodul cu giveaway. Tot ce trebuie să faceți este să lăsați un coment cu particip și numele vostru de pe server, un like și un subscribe la canal. Și da. Bun, oameni buni. Dacă v-a plăcut acest episod și dacă v-am ajutat, nu uitați să dați și voi un like, un subscribe și un share pe Facebook. Mă ajută foarte mult să continui. La revedere.